conduceze scorpion sau să merge cum știți voi de joc. Da, știi. Te poți să ții mână dacă vrei. Te ridici puțin. Vezi aici? Ce aici? Îl lasă în care trebuie că tu îl vezi. Nu trag. Nu ai cum, nici ai cu ce să tragi. Nu are încărcător și muniție. Când îl scot eu așa și faci zgomotul ăsta? Opriți, poliția! Dacă știi să-l folosești și ești ferm, e un mijloc chiar de intimidare. Asta nu trebuie să o fii, da? Cățelușul de 100 de ani, și o german linie de lucru, și-a voluntarea serviciului criminalistic. Împreună cu mine mergem la diferite evenimente, dispariții, furturi sau alte evenimente. Și ea trebuie să urmărească un anumit mirosul oameni pe care eu îl indic. Ce rol are? Măsurarea vitezei de deplasare și luarea măsurilor legale. El arată și funcționează cu acest răgaț ca și un pistol, da? Fac și aici măsuri viteza. Vizualizezi și stabilești numărul de matriculare. Când l-ai văzut foarte bine, apeși pe acel buton, pe trăgaci. Ne uităm aici în acest dispozitiv și apăsăm butonul de măsurare. Când vedem numărul de matriculare clar, apăsăm trăgaciul pentru a-i măsura viteza. Încearcă, da. Bravo! Lucrături pe ori pentru protecția animalelor. Identifică și pedepsesc persoanele care maltratează animăluții. Autospeciala e adaptată astfel încât să poată ajunge în zone afectate. Și în același timp are adaptat un spațiu, transportă animăluțele și le plasează într-un adăpost unde primesc asistență în locul acestei specialitate, hrana, apă, atenție suficientă. Care polițiști s-au adus stații de aceasta și comunicăm, da? Și ce să facem, da? Cătușa v-a spus, da? Pentru imobilizarea persoanelor periculoase. Avem o roată de forțare a ușilor, care o folosim să facem ca o pârghie să deschidem ușii. Criminalistica este acea știință care se ocupă cu ridicarea urmelor infracțiunii. Urmele pe care le lasă la fața locului oamenii răi. Nu trageți poliția de delimitare, da? Asta este bandă care se pune la fața locului pentru a vedea în fotografie distanța între mașini, între oameni, între obiecte care sunt la fața locului. Vădăm noi, da?